Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La o lună după ce au intrat în vigoare noi creșteri de taxe și impozite în România, prim-ministrul Marcel Ciolacu anunță noi creșteri de impozite pentru 2024. Astfel, domnul Ciolacu a declarat că urmează o reformă fiscală, care înseamnă ori impozitare progresivă, ori aplicarea unei cote unice de impozitare, de 16%, în absolut toate domeniile, adică inclusiv în privința impozitării salariilor, unde acum această cotă este de 10%. Cu alte cuvinte, ar urma să scadă salariile prin impozitare. La telefon este economistul Bogdan Glăvan. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum, domnule Glăvan, la prima vedere, propunerea domnului Ciolacu e greu de combătut, nu? Adică dacă e cotă unică, să fie cotă unică, aceeași pentru toată lumea, exact cum a promis Alianța Dreptate și Adevăr în 2014, nu? Vedeți vreo problemă în aplicarea unei astfel de măsuri? Da, este o mare problemă. Problema este că domnul Ciolacu, el însuși, a distrus cota unică în 2017, când era viceprim-ministru în guvernul Tudose. Uh-huh. Atunci au decis să mute contribuțiile sociale de la angajator la angajat, o mișcare pur contabilă, care nu a afectat nici povara fiscală totală pe firme, însă, în urma acestei inginerii contabile, au fost nevoiți să scadă impozitul pe venit de la 16% la 10%, altminteri, angajatul pierdea la salariu, la salariu net. Deci au făcut o mișcare contabilă, o schimbare contabilă care a presupus această scădere a cotei unice de impozitare, în urma căreia nimeni n-a avut însă nici de suferit, nici de câștigat. Astăzi, dacă domnul Ciolacu vine și spune hai să plătim cu toții 16%, că așa e cotă unică, păi am pierde cu toții la salariu, da? Pentru că am plătit în loc de 10% impozit, 16% impozit. Deci dacă ar fi coerent, domnul Ciolacu ar trebui să spună, domnule, onorată instanță, am fost un dobitoc. Știți acel slogan, acea declarație celebră? Da. A unui fost lider comunist. Hai să dăm înapoi sistemul fiscal la unde era în 2017. Dar dânsul nu ne spune asta. Dânsul doar ne spune că vrea să crească cota unică astăzi. Bă, în privința impozitării progresive pe salarii, unul dintre argumentele susținătorilor ideii este că majoritatea statelor europene așa se face. Vedeți vreo problemă în aplicarea acestei măsuri și în România? Da, și aici putem aduce multe contraargumente. În primul rând, nu mă interesează argumentul că așa se face. Ăsta nu e un argument științific. Se pot face și guvernele fac multe prostii pe lumea asta și chiar dacă România nu ar fi avut cotă unică, eu personal aș fi fost un susținător al cotei unice. Unul din motive este simplitatea. Dacă ne uităm la țările din Europa Centrală și de Est, unde aici mai întâlnim în Estonia, în Ungaria, în Bulgaria, cotă unică, vedem că au și cea mai ridicată eficiență a colectării impozitului pe venit. Spre deosebire de Polonia, de Cehia, dar unde vedem o eficiență mai mică, mult mai mică, a colectării impozitului pe venit. Deci, ceea ce ne interesează sau ar trebui să intereseze statul român, care este un stat destul de vraiște, așa, și la capitolul competență, și la capitolul informatizare, digitalizare, ar fi să maximizeze veniturile colectate, oricum le poate maximiza, oferind un sistem fiscal simplu și permisiv, adică cu taxe mici. Deci este greșit să ne gândim că mărind taxele sau complicând sistemul fiscal, statul ar avea de câștigat. Cel mai bun exemplu, dacă doriți, este în chiar încasările la buget de anul acesta. Să ne amintim, anul trecut au crescut numeroase taxe. Ei bine, încasările fiscale anul acesta sunt sub încasările fiscale de anul trecut, ca pondere în PIB. Da, asta e un lucru care se întâmplă constant, numai că unii nu înțeleg asta niciodată, nici din experiență practică, nici din studii teoretice. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în Deșteptarea, economistul Bogdan Glăvan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.